În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Voi cei netăiați împrejur, la minte și la inimă, iată o expresie folosită de arhidiaconul Ștefan față de ideii Vechiului Testament, pentru faptul că învierea era privită ca o înșelăciune, iar roadele învierii erau tratate ca ceva mincinos și viclean. Și dacă ne raportăm puțin în istoria mântuirii, vom vedea că atunci când s-a petrecut taina învierii, iudeii au spus așa, mergând, dați bani mulți și spuneți că ostașii dormând noaptea l-au furat. Și atunci, minciuna cea de pe urmă va fi mai rea ca cea din tâi. Adică a spus el că învie, dar dacă spuneți că l-a furat în timp ce dormea ostașii, ați rezolvat problema. Iar vouă nu vă fie frică că vom rezolva noi. Spun arhiereii către cohorta romană, către patrula de pază de la mormânt, pentru că vom vorbi cu mai mari voștri și nu veți păți nimic. Ei, lucrul acesta a și fost adevărat, fiindcă lucrurile așa s-au petrecut. Dacă ne aducem aminte, și aici vreau să vă bag ușor într-o idee și apoi luăm lucrurile de unde trebuie luate. Petru fiind băgat în temniță, noaptea au venit îngerii și l-au scos din temniță. S-a făcut această minune ca să vadă iudeii că acești oameni erau de la Dumnezeu. Petru a fost mai, Pavel a fost mai școlit, a fost mai rafinat la vremea când se întâmpla această tragedie, ca să spunem, a Sfântului Martir și Arhidiacon Ștefan. Pavel se numea încă Saul, prigonea creștinii, și se spune că chiar păzea hainele lui Ștefan atunci când l-au dezbrăcat și s-au dus să-l omoare. Ei, în schimb, când Pavel s-a rafinat și a trecut la creștinism prin minunea din drumul Damascului, el, când ajunge în fața arhiereului, îi spune așa, mormânt gol și văruit. Și trage o palmă. Ăla îi spune, știi că este arhiereu? N-am știut că e arhiereu, n-avea semnele pe el. Dar când a fost să-l judece, a mers după legea romană. Au legea noastră, nu întâi ascultă și apoi judecă. Și eu, fiind cetățean roman, vreau să fiu judecat după legea romană și a scăpat din mâinile ideilor. Și le-a mai făcut câte una din aceasta. S-a dus odată în templu și când erau saducheii și fariseii, unii credeau în înviere și unii nu credeau în înviere. El vorbea despre învierea lui Hristos. Și ăștia să-l prindă. Cum în templu propovăduiești de Dumnezeul tău? De minciuna ta? De ceea ce susții tu? Și ăsta se adresează fariseilor, spuneți. Uite, saducheii spun că nu există înviere. I-a lăsat certându-se între ei, iar el basma curat a trecut și s-a dus în treaba lui. Deci, cam așa a început să pătrundă creștinismul în lume. Și ca să plec de la contextul de ieri și să ajungem la cel de azi, care mă și interesează, ceea ce v-am povestit până în clipa aceasta este relatat în Faptele Apostolilor, este relatat în începutul Noului Testament, se pare ca fiind clar scrierea lui Luca despre Faptele Apostolilor, deci seamănă scrisul cu Evanghelia lui Luca. Și
Ce este interesant, că toate aceste fapte sunt povestite la bună bucată de vreme după învierea lui Hristos. V-am spus, prima Evanghelie la anul 42, deci la 33, a mai durat ceva vreo 10 ani. De ce spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți că păstrarea prin viu grai a învățăturii este prima notă modernă a timpului de a transmite cuvântul lui Dumnezeu. De aceea s-a numit apostoli, propovăduitori și învățători. Iar apostolul Pavel spune, pe unii a pus apostoli, pe alții învățători și pe alții propovăduitori. Pentru că ce se întâmplă? Terenul, când au mers apostolii la propovăduire, n-a fost așa o întâmplare. Treceau prima dată propovăduitori, aruncau câteva semințe să vadă cum le percep oamenii din zonă, cum reacționează. În momentul în care se constata că oamenii sunt receptivi la cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă biserica era mare primejdie, veneau din urmă învățătorii care explicau chipurile, deci a fost o tehnică lucrată de Duhul Sfânt cu foarte mare înțelepciune. De exemplu, omul spunea, păi uite, a trecut ieri cineva pe la noi și uite ce a spus. Oh, parcă știu despre ce e vorba. Stai să-ți explic cu deamănuntul. Și începea explicarea învățăturii lui Hristos, explicarea revelației, explicarea a ceea ce Dumnezeu a spus. Și apoi veneau din urmă, cum se spune, prorocii, cei care povesteau și aduceau toate însemnele și mărturiile din Pentateuch, ce aduceau mărturiile din Vechiul Testament și le băgau și le concordau cu Noul Testament. Acest Ștefan, martirul nostru de astăzi, primul și întâiul, este un asemenea om care depășește linia de propovăduire și trece în linia de învățătură. De aceea tot expozeul lui, pe care nu o să vi-l citesc, ci numai o să vă spun câte o idee din el, l-ați auzit și la apostol și la liturghie, este plin de învățătura Vechiului Testament și este o retrospectivă de la Avraam și până la Hristos. Deci este din nou o arătare că Dumnezeu vine pe linia lui David, vine pe linia lui Iacov, vine pe linia patriarhală, din Avram și până la el. Ce se întâmplă? Cum au apărut acești martiri? În momentul în care noi folosim termenul de martir, folosim și termenul de mărturisitor. Dacă deschidem toate cele 12 volume de viețile sfinților, vom vedea nenumărate elemente. Deci, de martirajul, dar în ce fel? Ați văzut tehnica modernă de astăzi și chiar este distractivă așa câteodată când îl auzi. A fost condamnat, a fost judecat, a fost decapitat și s-a sfârșit la anul cu tare, la data cu tare. Asta vine din punct de vedere juridic. Din punct de vedere spiritual, când ne afundăm în adâncimea vieților sfinților și citim viețile lor, descoperim patru elemente. Elementul de mărturisire de credință și găsește adevărate dogme ieșite din gura mucenicilor și a mărturisitorilor și a apărătorilor, apologii întregi. Apoi, găsim elementul dogmatic conform învățăturii Sfintei Scripturi, deci nu în afară, concordă la perfecțiune, și apoi găsim ce? Elementul credinței. Omul moare pentru o cauză în care crede
și este nobilă în sufletul lui. Dacă eu pun acum pistolul pe o babă și spun, mărturisești pe Hristos că te omor, a, păi, da, nenicule, n-am nimic cu el, am auzit eu de Hristos, a, de ce să mor? Dacă vreți, fac cum spuneți. Asta e credința de astăzi. Dar atunci creștinii se îndemnau unii pe alții la martiriu și spuneau, și eu cred în Dumnezeu, și eu îl mărturisesc pe Dumnezeu, și eu vreau să mor cu Hristos. Deci apăreau în plină judecată, pentru că era adus poporul să stea gură cască, ca să fie de învățătură de minte, și în loc să stârpească credința creștină, mai mult se converteau, pentru că ce se întâmpla? Locul avea trei încărcături. Una, hai să-i spunem, de sentiment de dreptate. De ce îl condamn pe omul ăsta dacă nu-i vinovat? De ce îl pedepsești dacă n-a făcut nimic rău? De ce îl chinuiești dacă a mărturisit adevărul? Și apărea acel sentiment de dreptate interioară. Asta este conștiința din noi, care are și ea două forme. Una primordială, curată, când omul vorbea cu Dumnezeu de la egal la egal și concordau ca recepție, exact cum e unda cu aparatul, când găsești frecvența, auzi exact ce se spune. Iar după cădere, concordanța vine numai prin străduință și prin fleșuri, prin reflectare, prin gândire, prin descoperire, prin iluminare, prin cunoaștere, prin adâncirea în elementul respectiv. Cum spuneau bătrânii pustiei când se duceau ucenicii? Ava, dă-mi un cuvânt de folos. Să ne rugăm ca Duhul Sfânt să-mi descopere. Să ne rugăm lui Dumnezeu să pună glas și cuvânt în gura mea, să-ți spun ceea ce trebuie. Părea poate o formă de smerenie din aia așa, cum să spun eu, gheboasă. Are și ăsta chef să mă fiarbă sau are și ăsta chef să mă pună la punct sau să mă țină la răbdare. Nu! Bătrânii aceia sporiți cu adevărat vorbeau cu o mare înțelepciune. Și iarăși o repet, pentru că e o pasiune când spun lucrul ăsta, până la ce discernere și măsură de trăire a ajuns Ava Panvu, că putea să mărturisească de câte ori am vorbit, nu m-am căit, adică n-a scos vorbe la întâmplare. Și de ce lucrul ăsta avea următorul element în Sfânta Scriptură? Pentru tot timpul pierdut în deșert veți da socoteală și pentru tot cuvântul deșert veți da socoteală. Deci eu când stau și pălăvrăgesc sau vorbim cioace, cum se spune, și pierdem timpul, dacă de acolo nu găsești o urmă de luminare, se întâlnesc două babe pe șanță, ați văzut cum e în sărbătoare, n-au treabă acasă, nu citesc o carte sau o scriptură, ies la portiță, au o băncuță, nu știu dacă este moda pe aici, dar în zona Bucovinei de unde sunt eu, iese duminica lumea la portiță. Și să strâng două, trei vecine și iau satul, depinde, dacă azi e de rând din vale, le iau din vale, dacă e din deal, le iau din deal. Și până seara au trâncănit acolo două, trei, patru ore, a trecut sărbătoarea, ei, cu mătră mă duc acasă, de acolo am treabă, e seara. Ei, pentru acele vorbe noi dăm socoteală. Dar ca să fii conștient că dai socoteală de acele vorbe, trebuie să ai contact cu ce? Cu rațiunea și cu conștiința. Măi, n-am ucis cu vorba, n-am ucis cu cuvântul, n-am ucis cu gândul, n-am ucis cu intenția, n-am ucis cu judecata. Așa trebuie gândit. Ei, acest arhidiacon Ștefan, în primul rând, are trei calități. Vrednic, luminat și râvnitor. Și dacă deschidem Faptele Apostolilor, nu am exact capitolul, pot să vă spun că este un capitol care se cheamă așa, alegerea celor șapte diaconi.
Și s-a adunat soborul și a ales 7 bărbați vrednici și le dă și numele Parmena, Nicolae, Prohor, Ștefan, nu mai știu exact pe toți, Nicanor sau Nicandru, și spune că și-au pus mâinile pe ei hirotonindu-i. Vedeți? O etapă nouă în biserica creștină, universală, ortodoxă, vorbim de la 1054, taina investirii Harului Duhului Sfânt în treptele ierarhice.